Aveți pârghiile necesare pentru a convinge membrii Consiliului Local Municipal, dar fiindcă vă dați seama, majoritatea s-ar putea să fie politică. Și cum veți face să-i convingeți să adere la proiectele pe care le veți avansa? Este și normal să fie un consiliu politic, așa a fost dintotdeauna și așa va fi mereu, un consiliu format din independenți. Mi-e greu să gândesc că va fi majoritar în un viitor rezonabil în viața noastră. Cred că consiliile locale vor aparține partidelor, chiar dacă voci independente vor crea o oarecare animozitate sau chiar și un plus de energie. Nu neapărat în activitatea lor, dar în continuare cred că un primar independent poate lucra foarte bine cu un consiliu local politic atâta timp cât proiectele sunt în favoarea cetățenilor. Mă îndoiesc că oricât de politic ar fi un consiliu local, acesta ar lucra în defavoarea oamenilor acelui oraș și ar sabota niște proiecte foarte bune pentru oraș.